Hidroelectrica a fost sancționată dur de ANRE. Compania a primit o amendă record pentru că nu a emis facturi pentru aproape 500.000 de clienți, dar și pentru că nu a răspuns la solicitările adresate de către aceștia. Furnizorul de energie electrică trebuie să plătească acum o amendă în valoare de 400.000 de lei, adică dublul maximului prevăzut de lege. Da, suntem în direct prin telefon cu domnul Zoltan Noghi, dacă ne auziți. Bună ziua, da. Domnule Noghi, așadar, iată o amendă foarte mare obținută de compania care a înregistrat foarte multe contracte anul trecut. Explicați-ne de ce și ce se întâmplă după acest pas. Noi am verificat aceste aspecte în cursul anului 2022, la toți furnizorii mari de energie electrică, practic companiile care au fost verificate pe cele trei subiecte pe care le-am verificat și acum la Hidroelectrica, dețin peste 90% din clienții casnici din România și am constatat și atunci deficiențe. Ulterior, unii au reușit să le rezolve aceste probleme, dar la adresa Hidroelectrica am primit și după acele controle nenumărate plângeri. În cursul anului 2022, la adresa Hidroelectrica am primit aproximativ 4.000 de plângeri și la începutul anului, în primele două luni din 2023, iarăși peste 400 și am fost nevoiți să declanșăm o nouă acțiune de control la Hidroelectrica pe aceleași trei subiecte, adică emiterea facturilor la timp, răspunsul în termen la solicitările clienților, în principal legate de facturi și de conținutul facturilor, întrebări la care fiecare furnizor trebuie să răspundă într-un termen de 15 zile lucrătoare și al treilea subiect, încheierea contractelor din momentul în care clientul sau potențialul client furnizează toate documentele și acceptă termenii de contractare. Termen care de conform regulamentului de furnizare este de 5 zile din acel moment când documentele sunt complete. La toate cele trei capitole, Hidroelectrica a prezentat deficiența și am fost nevoiți, după ce anul trecut, cum am spus, am declanșat, am avut o acțiune de control, am repetat și am verificat de această dată ultimul trimestru din 2022, pentru că primele trei trimestre fusese deja verificate. Și având în vedere că Hidroelectrica practic a recidivat, am decis, sau colegii mei care au desfășurat controlul, au decis să aplice conform legii amenda maximă, care a fost dublul amendei maxime, amenda maximă fiind de 200.000 de lei pentru aceste contravenții, iar dublul amenzii maxime 400.000 de lei. Nu putem să sperăm că decât că de acum încolo lucrurile vor intra într-o normalitate și Hidroelectrica va reuși să gestioneze. Foarte scurt, domnule Noghea, da. Există și un termen, pentru că foarte mulți clienți se plâng că nu primesc facturile. Există un termen comunicat de cei de la Hidroelectrica? Adică ați avut astfel de discuții? Semnalele sunt că au început să emită facturile și se pare că deja luna august, pentru luna august, o parte din clienți au primit facturile, deci încep să recupereze. Totuși, începând de luna august, mai trecut jumătate de an, deci în continuare există o întârziere de 5-6 luni. Nu putem decât să sperăm că vor recupera cât de repede se poate. Noi, între timp, probabil că știți, pentru că am comunicat acest lucru, am aprobat regulamentul, nou regulament de furnizare de energie electrică, care prevede exact pentru aceste situații, când furnizorul emite cu întârziere facturi care cuprind o perioadă mai mare decât perioada normală de facturare, adică de o lună, obligatoriu clientului trebuie să îi se ofere posibilitatea plății eșalonate în cel puțin atâtea rate câte luni se facturează prin factura respectivă și da, suntem convinși că și cei de la Hidroelectrica vor oferi clienților plata eșalonată. Vom vedea, domnule Zoltanuc, ce se va întâmpla în viitor. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări.